Pentru prima dată, balul majoraților al Colegiului Național Andrei Mureșanu din Dej a avut loc în aer liber pe o terasă din municipiu. Elevi și profesori deopotrivă au dansat și s-au simțit bine, creându-se o atmosferă de petrecere încă din primele momente. Care eu te iubesc, ce ți-am făcut, explică-mi. Și acum continui să faci pe victima. Ce ți-am făcut, ce explică-mi, eu nu ți-am făcut nimic. Ai mințit tot timpul, ai ieșit cu prietenii la bere și mi-ai spus că dormi. Iubito, știi, trebuie să spun ceva. Acest timp pe care l-am petrecut cu tine, înseamnă pentru mine o experiență frumoasă, dar tot timpul preajma ta am simțit o senzație de claustrofobie. Mă suporți. Să nu mă mai caut, să nu mă mai suport. Și să încerc să mă uit. Faptul că este în aer liber, parcă așa spar niște bariere care ar fi între câteva generații care au venit aici. Sunt elevi din clasa a noua, sunt absolvenți de câteva generații în urmă, am văzut. Sunt acești elevi majori care mă fac acest balon și au niște idei interesante, se simt bine. Sper că în condițiile actuale, în ceea ce se întâmplă în țară și toată lumea este stresată, nu se știe ce și cum va fi la acest sfârșit de an, această petrecere să fie pentru ei un moment în care să-și încarce bateriile pentru sfârșitul de an care așteaptă. Câte perechi au participat? Avem 5 perechi și sunt 6 probe, se notează separat băieții și fetele. Notele sunt de la 1 la 10 și la sfârșit vom face o medie. S-au prezentat până acum? Bine, s-au prezentat, sunt drăguți. La vârsta de 18-19 ani toate vin de la sine, e frumos oricum. Și micile greșeli.